Bună seara, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile aproape veiată, care sunt cele mai importante subiecte. Un polițist a fost găsit mort într-o pădure din capitală, închetatorii spun că el s-ar fi sinucis. Zilele următoare vin cu minus 7 grade în termometre la nord, pentru mâine se anunță ninsori slabe în capitală. Un nou sondaj de opinie arată că în Parlament ar intra socialiștii, democrații, PAS și PPDA dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Descoperirea macabră în sectorul Râșcani al capitalei. Un polițist de patrulare a fost găsit împușcat în cap azi dimineață într-o pădure. Acesta s-ar fi sinucis cu arma pe care o deținea legal, spun anchetatorii. Deocamdată nu se știe dacă bărbatul a lăsat vreun bilet de adio. Poliția a fost alertată în această dimineață. O persoană a sunat la unitatea de gardă și a anunțat că a văzut un bărbat decedat în pădurea de pe strada studenților. Corpul neînsuflețit al polițistului de patrulare a fost găsit de un trecător în această fâșie forestieră din sectorul Râșcani al capitalei. Nu este clar deocamdată ce l-a făcut pe acesta să recurgă la acest gest. Colegii săi de la INP susțin că acesta lucra acolo de 26 de ani, timp în care nu a fost sancționat niciodată. Veniți la fața locului, oamenii legii au stabilit că victima, care s-a dovedit a fi angajată al INP, s-ar fi împușcat în cap cu arma pe care o deținea legal. Aceasta a fost găsită lângă cadavru. Oamenii legii spun că victima nu a lăsat un bilet de adio. Medicii legiști urmează să efectueze expertiza medico-legală, care va stabili când mai exact a murit bărbatul. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Național de Patrulare, omul legii era căsătorit și avea 2 copii. Parlamentul va sesiza Procuratura Generală, SIS-ul, CNA-ul și agențiile secrete americane după ce comisia care investighează legătura dintre fundația din Polonia cu PAS și PPDA și-a prezentat astăzi concluziile. Membrii acesteia spun că au dovezi care arată că organizația respectivă vinde echipamente militare statelor aflate în conflicte armate și că ar fi implicată în laundromatul rusesc sau frauda bancară de la noi. Sunt niște aberații menite să denigreze opoziția, susține Maia Sandu, iar Andrei Năstase nu a comentat. Comisia de anchetă, care și-a finalizat lucrările acum 2 zile, a raportat astăzi în plen constatările făcute. Această fundație este finanțată din tranzacții cu Ministerul Apărării al Federației Ruse, livrarea de echipamente militare în statele implicate în conflicte regionale, plăți din zone offshore cu traseu și proveniență dubioasă necunoscută, schema de spălare de bani la care ne-a referit noi la, când vorbim despre laundromatul rusesc, și chiar sunt surse de finanțare din frauda bancară produsă în Republica Moldova. Această fundație și felul cum ea lucrează nu este altceva decât un vehicul și este o schemă folosită de serviciile secrete a Federației Ruse, de FSB, împotriva statelor cum sunt țările baltice, Polonia, Ucraina și Republica Moldova. Comisia vociferează că sursele de existență ale fundației Open Dialogue ar fi dubioase, iar PAS și PPDA ar fi beneficiate de acești bani. Democrații insistă că există temei ca Maia Sandu sau Andrei Năstase să fie acuzați de trădare de patrie sau spionaj. Întrebarea este dacă politicienii noștri pe care i-am menționat au știut ceea ce fac împotriva țării, au avut intenția să aducă prejudicii, inclusiv materiale, Republicii Moldova și situații economice de Republica Moldova, sau a făcut-o din necunoștință de cauză. Raportul a fost audiat astăzi în plen. O parte din ședință a fost cu ușile închise, întrucât unele date ale notei ar fi confidențiale. Opoziția consideră că cele prezentate vin să pună într-o lumină sumbră partidele extraparlamentare. Raportul urmează să fie expediat și instituțiilor străine. Să fie expediat în adresa Uniunii Europene, Consiliul Europei, OSCE, NATO și la câteva state care sunt și menționate în raport, și aici mă refer la Polonia, Ucraina, România, țările baltice și Statele Unite ale Americii, inclusiv la agențiile gen FBI și CIA. Maia Sandu neagă orice fel de acuzație și spune că este vorba doar de o minciună APD, menită să devieze atenția de la problemele grave ale țării. E ca și cum am investigat dacă Maia Sandu cu Angela Merkel au decis să aducă 30.000 de sirieni la Cahul sau au decis să-i distribuie câte 1.000 în fiecare raion. Haideți să nu participăm în acest proces de fabricare a unor aberații și de denigrare a opoziției, menționează Maia Sandu. Andrei Năstase nu a reacționat. Când Maia Sandu sau Năstase menționează că nu au nicio legătură cu fundația Open Dialogue, trebuia să-și pună semn de întrebare atunci când au acceptat să participe la unele evenimente organizate de această fundație.
să accepte ajutor financiar din partea acestei organizații, să intre pe site-ul acestei organizații și să verifice care sunt sursele financiare și unde sunt rapoartele financiare ale acestei organizații. Comisia parlamentară a fost creată la începutul lunii octombrie după ce deputații PD au cerut investigarea legăturilor dintre șefa fundației Open Dialogue din Polonia cu PAS și platforma DA. Membrii acesteia susțin că interesul instituției față de Republica Moldova a apărut în anul 2016, imediat după arestarea și extrădarea din Ucraina în Moldova a omului de afaceri Vyacheslav Platon. Statui de noroiul care se formează pe drumul din mahala lor, localnicii dintr-un sat din Sângerei au adunat bani ca să-l repare. După fiecare ploaie, viața lor se transformă într-un adevărat chin. Îmi pun haine de schimb în geat și când ajung la școală mă schimb și mă duc la ori. Că e glot și e murdarin și în școală nu dă voi. Drumul însă nu va fi reparat în curând, așa cum banii în buget nu sunt, iar cei adunați de oameni nu sunt suficienți. Cu detalii revenim în jurnal. În capitala a nins pentru prima dată în această toamnă, primii fulgi au adus bucurie pentru mulți, dar și îngrijorare pentru cei care se gândesc cu ce vor plăti pentru încălzire. În nopțile care vin vor fi și minus 7 grade în nordul țării, anunță meteorologii. Astăzi a fulguit în capitală, dar zăpada nu s-a așternut. Mulți spun că au fost surprinși în mod plăcut. Este o surpriză pentru noi și un bun cadou. Cei toți sunt fericiți, în special copiii și măturii retro de copilărie, adică suntem pozitivi și ne pare bine. Cei pe care ninsoarea i-a prins în stradă s-au grăbit să facă poze. Mi-am făcut un selfie cu primii fulgi, că în serios de mult am așteptat și cum e... foarte bine. Lumea a trecut deja la paltoane, blânuri și căciuli. Iarna vine, dă-mă fric, am o cușmă de cărlan. Vrem o iarna să fie frumoasă, vedică. Deja de iarnă ne-am pregătit. O săniuță trebuie. Totodată, meteorologii anunță că în următoarele zile vremea se va răci și mai mult. Ninsori slabe sunt posibile și mâine, când mercurul din termometre va urca până la 3 grade la amiază, iar noaptea vor fi minus 5. Luni, minimele ar putea ajunge la minus 7 grade în nordul țării, acestea fiind cele mai scăzute temperaturi din această toamnă. 200 de blocuri de locuit din sectorul Ciocan al capitalei au rămas fără căldură timp de 24 de ore, așa că oamenii au îndurat o noapte friguroasă în casele lor. Reprezentanții de la Termoelectrica spun că problema e că ieri dimineața a cedat o conductă veche de peste 40 de ani. Muncitorii au lucrat toată ziua și noaptea, iar astăzi, până spre seară, blocurile au fost reconectate la rețea. Locuitorii unui bloc din centrul orașului Bălți îndură frigul și ei în apartamente. Căldura nu a fost încă pornită din cauza sistemului vechi de încălzire, iar gestionarul blocului este de negăsit deja de câteva săptămâni. Acest bărbat are un copil de 10 luni, iar din cauza frigului din apartament, micuțul s-a îmbolnăvit. Acum părinții îl duc pe noapte la rude, de teamă că starea micuțului să nu se agraveze. Acasă nu dormit nici o noapte. Bal dușim pe la rude. Pe... la rude dorm. Dacă nu e posibil în casă, e ca afară. Această femeie spune că abia de rezistă la frigul din apartament. Se mai încălzește cu plapume și haine groase. Nu avem căldură. În apartamente sunt 13-14 grade, avem umiditate mare. Nimeni nimic nu-mi promit, pentru că casa este cooperativ și... nimeni nu poate rezolva situația. Locatarii blocului spun că nu au agent termic din cauza că sistemul de încălzire al blocului este foarte vechi și trebuie schimbat. De acest lucru ar urma să se ocupe gestionarul blocului. Acesta însă este de negăsit de câteva săptămâni. Trebuia întrebarea asta să o hotărască președintele. Președintele a închis telefonul și nu se răspunde cu nimeni și asta e situația la moment. Dar fără dânsa nu putem hotărâ nimic. Am încercat să aflăm de la reprezentanții furnizorului de agent termic de ce oamenii nu au căldură nici până acum. Aceștia ne-au spus că există o problemă la sistemul de încălzire, pe care ei nu o pot soluționa, întrucât doar gestionarul are acces în subsol, iar pe el nu îl pot găsi. PSRM, PD, PAS și PPDA sunt partidele care s-ar regăsi în viitorul legislativ, iar celelalte formațiuni prezente în actuala legislatură nu au șanse. Asta spune un sondaj realizat de Institutul Republican Internațional, care a măsurat și popularitatea politicienilor. Pe val rămâne președintele Igor Dodon, care este urmat la o distanță mare de Andrei Năstase și Maia Sandu.
Igor Dodon este cel mai popular politician din Moldova. 27% din respondenți au încredere în șeful statului. Pe locul 2 în clasament se află liderul PPDA, Andrei Năstase, cu o cotă de 14% și lidera PAS, Maia Sandu, cu un procentaj de 13%. Pavel Filip se bucură de încrederea a 6% din alegători, la fel ca și Vlad Plahotniuc. Zinaida Greceanu, Ilan Șor și Vladimir Voronin ocupă aceeași poziție și se aleg cu câte 4%. Renato Usată, Irina Vlah, Ion Ceban sau Adrian Candu au mai puțin de 3%. Totuși, mai mult de o pătrime din persoanele chestionate nu se bizuie pe niciun demnitar. Un capitol aparte al sondajului a fost dedicat șanselor partidelor politice de a accede în următoarea legislatură. Așadar, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pentru socialiști ar vota o treime din alegători, pentru democrați puțin peste o zecime, la fel ca și pentru PAS sau PPDA. PCRM și Partidul Șor împart aceeași poziție în top și nu acumulează suficiente voturi ca să își delege deputați în componența următoarei legislaturi. La fel ca și formațiunea lui Ilan Șor, PL, PPM sau PLDM. Mai multe de o șesime din alegători nu știu pentru cine să-și dea votul. Calculele sunt făcute după sistemul proporțional de vot, iar cel mixt ar putea arăta alte date. Sondajul a fost realizat în perioada 11 septembrie-16 octombrie, pe un eșantion de 1503 persoane, marja de eroare fiind de 2,5%. Datele au fost colectate de Magenta Consulting la inițiativa Institutului Republican Internațional. Studiul a fost finanțat de USAID. Trei oameni au fost răniți, iar unul este în stare gravă la reanimare după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit violent aseară în centrul capitalei. În urma impactului, unul dintre autoturisme a fost proiectat într-un copac de pe marginea drumului. Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Pușkin și Cogălniceanu. Potrivit poliției, în accident au fost implicate un BMW și un Volkswagen. Nu este clar deocamdată cum mai exact s-a produs impactul. Poliția a deschis o cauză penală și urmează să stabilească cine dintre șoferi este vinovat. Pentru că noaptea sunt mai puțin de 0 grade, o femeie din capitală a adăpostit în scara blocului un câine din stradă. Spune că i-a fost milă de animal, așa că i-a amenajat o cușcă între etaje. Dacă unii vecini admiră gestul, alții spun că se tem că acesta ar putea să-i atace. De trei zile, maidanezul Lucifer sau Lutic, așa cum îl alintă locuitorii blocului, își găsește adăpost la etajul 3. Carolina Vieru, fiind o iubitoare de câini, i-a cumpărat o cușcă, niște pleduri și i-a amenajat un loc unde să se încălzească când temperaturile sunt negative. Câinele nu e agresiv. Era frig și ploua și au venit supuși să stea. Mai bine i-așternăm ceva acolo și el stea la cald. Chiar dacă cușca a fost luată special pentru el, cățelul nu prea este obișnuit cu o casă, așa că doarme lângă ea. Femeia are un husky pe care îl ține în apartament, spune că cei doi s-au împrietenit și se gândește chiar să-l adopte pe Lucifer. Venim acasă și el vine de urma noastră. Și atunci nu pot să lung afară. Câinele este cel mai bun prieten al omului, nu însă pentru toți. Gestul femeii i-a deranjat pe vecini. Aceștia ne-au scris că atât lor, cât și copilului le-ar fi frică să treacă pe lângă animal. Carolina Vieru spune că a avut discuții cu această familie și anterior. Ei l-au alungat afară și au aruncat toate acele ce le-am așternut noi acolo. Vă gândiți să-l dați afară? Nu să-l dăm afară, mai repede decât că să-l lăm în casă. Ceilalți vecini spun că patrupedul care hăinărește de mai bine de 2 ani prin regiune, este liniștit și îi petrece și întâmpină de la muncă. Îi deranjează însă mirosul. Da, băi, văd de mână. Mi-e jalcă să băcă nălise. Ana nicamu nici ani cu saiz. Desori al văd în cușcă. Nu mușcă, nici nu, nimic nu face. Și nu mă deranjează. Nu am să împotrivă nimic, dar mirosul de afară e... Poate să fie tot pădiezul, poate să fie și vă boală ceva. Cuitor. Nu mă duce așa în casă, și așa se întâmple. Carolina Vieru spune că în curând se va muta și va lua și câinele cu ea. În viitor, femeia se gândește să deschide un adăpost pentru câinii străzii. De mai bine de 2 ani așteaptă să li se repare drumul care după fiecare ploaie se transformă într-o mlaștină. Localnicii din satul Dumbrăvița Sângerei spun că au obosit să se umple de noroi, așa că au pus mână de la mână ca să-l repare. Banii în buget nu sunt, spune primarul, așa că nici drum nu va fi în curând.
Zinaida Sava povestește că este nevoită să-și ducă în brațe copiii la grădiniță, astfel că s-ar stropi de glod din cap până în picioare. Cea mai potrivită încălțăminte pentru drumurile din sat sunt cizmele de cauciuc. De exemplu, eu am doi. Eu cu unul în spate și unul în braț, dacă e vreme așa. Astăzi pe cel mic nu l-am dus la grădiniță, că nu pot pe doi să iau în braț. Femeia are mașină, însă nu o scoate din curte când plouă, pentru că riscă să rămână blocată în noroi. De promis o promis, de pe lună pe lună se duce, că luna viitoare vine tehnica. Au spus că cum plouă, cum vine tehnica, că se poate lucra. De aia acum cu caloș. Dacă e glodul mai mare, și bate. Pe Ștefan l-am întâlnit în timp ce se întorcea de la școală. Băiatul ne-a povestit că nu vrea să-și stripce hainele bune, așa că merge la ore în haine mai vechi. Îmi pun haine de schimb în geat și când ajung la școală mă schimb și mă duc la ore. Că e glod și... E murdarin și în școală nu dă voi. Parascovia Livitski are 80 de ani și locuiește singură, iar unicul ajutor este bastonul în care se sprijină. Femeia spune că are nevoie des de medici, iar atunci când cheamă ambulanța, trebuie să o întâmpine la început de drum. Altfel, nu vine. Dacă e glodul tare, apoi mă trebuie ori să te duci tu, să le duci. Boate se încalți și ei cu greu să vii încoace. Povestește că atunci când este noroi, nici nu se gândește să iasă din curte. Oamenii spun că acum, că au venit ploile, situația devine tot mai gravă. Greu tare, mai ales duminica să duci la piață undeva. La magazin nu ți poți duci, te duci, dar greu. În boate, în caloș. Drumul e neapărat de făcut, fiindcă asta e prima necesitate a satului. Dar e greu, că în boate, aici numai cu căruța, dar... Cu căruța, de mă rog, în afară de căruța aici nu faci nimic. Sătui de mizerie, sătenii au pus mână de la mână pentru a contribui la reparația drumului, însă deja de 2 ani tot așteaptă să înceapă lucrările. Am strâns și am dat câte 1500. Și la o vreme oricare luați vă banii, că noi n-avem ce face, n-avem proiect. Trebuie câteva procente noi, câteva procente primăria ne ajută. Noi am spus, primăria ne dă tehnică, noi îi cumpărăm materialul. S-a spus că tehnica s-a dus, că nu a căzut pe proiect, că nu știu ce acolo și s-a închis. Sătenii ne-au spus că au mers cu puținul pe care l-au adunat de mai multe ori la primar. Cel din urmă însă-i tot amână, motivând că nu sunt bani în buget, iar ce au strâns sătenii din Mahala nu este suficient. Nu l-am găsit astăzi pe primar la locul de muncă. Și-a lansat cartea la care a muncit luni întregi și s-a ales cu multă laudă, aplauze, dar și cu un inel de logodnă, vorbind despre o tânără poetă care a avut parte de surpriza vieții sale. Mare îmbrățișează mamă, în Ungrie cu patii măcedori. Înainte de a adresa marea întrebare, tânărul s-a ridicat în picioare și a recitat câteva versuri scrise de iubita sa, cum a răspuns tânăra, aflați la știri. În brânceli și bătăi în Parlamentul din Sri Lanka, peste 20 de deputați s-au luat la pumn după ce speakerul a declarat că nu mai există parlament sau șef de guvern în țară. Incidentul a fost surprins de camerele video și a ajuns pe internet. Bătălia dintre deputați a durat mai bine de 20 de minute. Prim-ministrul a preferat să nu se implice, iar asistenții acestuia au încercat să calmeze spiritele stropindu-i pe bătăuși cu apă. Totul s-a petrecut ieri când șeful legislativului a spus că țara nu mai are nici parlament, nici șef de guvern. Declarație făcută la o zi după ce deputații i-au acordat acestuia votul de neîncredere. Guvernul din Sri Lanka se confruntă cu o criză din octombrie, când președintele țării a demis prim-ministrul, numindu-l în funcție pe aliatul său. Mai târziu, șeful statului a dizolvat parlamentul și a ordonat noi alegeri pentru a depăși criza. Curtea Supremă a suspendat însă acest decret pentru a examina apeluri, potrivit cărora ordinul a fost neconstituțional. 40 de persoane, majoritatea copiii, au fost rănite ieri după ce două autobuze școlare s-au ciocnit frontal în sud-estul Germaniei. 5 dintre victime sunt în stare gravă. Mai multe autospeciale au intervenit la fața locului, iar persoanele rănite grav au fost transportate cu elicopterul la spital. În imagini poate fi văzut și un autoturism accidentat despre care presa străină nu a oferit informații. Cauza accidentului nu se cunoaște deocamdată.
A fost panică la un teatru din statul american Maryland după ce în timpul antractului un bărbat a început să strige "Salut Hitler". Unii oameni au alergat spre ieșire, iar alții au sunat imediat la poliție. Oamenii legii veniți la fața locului l-au scos pe individ din clădire, însă nu l-au arestat. Un teatru din Baltimore prezenta miercuri seara o piesă a cărei acțiuni se petrecea într-un sat din Rusia țaristă. Un jurnalist aflat printre cele peste 1000 de persoane din sală a povestit cum un bărbat de la balcon a început să strige sloganuri naziste în pauza spectacolului. Într-o atmosferă liniștită, bărbatul a fost auzit țipând "Salut Hitler", dar și "Salut Trump". Alții spun că l-au auzit pe individ strigând "MAGA", prescurtarea sloganului lui Trump "Make America Great Again", în traducere "Să facem America mare din nou". Câteva zeci de oameni au început să alerge spre ieșire, în timp ce alții au încercat să-l alunge pe individ afară. Get out! Yeah! Get out! Stay out! După câteva minute, spectatorul a fost escortat afară de forțele de securitate, iar spectacolul a continuat. Poliția a anunțat că ofițerii au răspuns la apel, dar bărbatul nu a fost arestat, fiind lăsat să plece acasă. S-a ales însă cu o interdicție impusă de administrația teatrului. El le-a spus oamenilor legii că a băut înainte să vină la spectacol, iar prin gestul său a vrut să-și exprime dezacordul față de politicile lui Trump. Incidentul vine la doar câteva săptămâni după ce un atacator în armată a împușcat mortal 11 persoane într-o sinagogă din Pittsburgh. Inundații puternice în Kuwait, ploile căzute în ultimile două zile, practic au paralizat traficul în statul de pe peninsula arabică. Școlile, dar și alte instituții publice au fost închise. Șovoaiele care s-au revărsat pe șosele au inundat mașini, pasaje, dar și subsolurile caselor. Unele clădiri au fost avariate, iar în multe locuri sistemul de canalizare nu a putut face față cantității prea mari de apă. Daunele produse de inundații au fost estimate la 328 de milioane de dolari. De când s-a răcit afară, lucrul mecanicilor auto s-a înfierbântat. Aceștia lucrează și ziua și noaptea, dar cozile la stațiile de vulcanizare așa și nu s-au redus. Specialiștii îndeamnă pe șoferi să fie atenți ce fel de anvelope de iarnă să aleagă și cum să le folosească. Cozi uriașe de mașini s-au format astăzi în zonele unde sunt amplasate stațiile de vulcanizare. Șoferii spun că sunt nevoiți să stea ore în șir ca să le ajungă rândul. De la 10 dimineața stau. Două zile urmă am fost și fixuse. Până la piața de mobilă, rândul de acolo. 5 ori la ora 10 eu stau. O zi pierd azi. Unii spun că pierd chiar și o zi întreagă stând la coadă, deoarece aleg saloanele specializate unde pot primi consultații și servicii calitative. Prima firmă, dar nu poți fi firmă, nu vrei calitate. Dengi tot ce имеет роль, но лучше качество, жизнь дороже, я так считаю. Și la bani, și la firmă, și la calitate. Specialiștii din saloanele auto vin cu un șir de recomandări pentru șoferi. Indiferent de prețul pe care sunt gata să-l achite, există anumite norme care trebuie respectate. В первую очередь нужно обратить на размер автошин. Ни в коем случае нельзя ставить шины шире или выше. Нужно ставить правильный размер, такой, как рекомендует завод, производитель вашего автомобиля. Поскольку автомобиль не сможет правильно остановиться или его занесет. Поліція îndemnă șoferii să-și echipeze mașinile cu pneuri de iarnă, să reducă viteza atunci când asfaltul este ud sau pe drum este ghețuș, dar și să circule cu luminile aprinse și ziua. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună seara din nou! Bună seara din nou, Tatiana! În continuare la O seară perfectă o aștept pe Anișoara Pui, că interpreta tocmai revenit dintr-un turneu din Canada. Ne va povesti astăzi impresiile și ne va prezenta un nou videoclip. Și tot astăzi discutăm despre un campionat european de karate care va avea loc în acest weekend la Chișinău. Vor participa sportivi, aproape 600 de sportivi, de fapt, iar unul dintre ei, o fată care face karate de mult vreme, va fi astăzi pe canapeaua noastră. Vă aștept la O seară perfectă! Anișoara, îți mulțumesc! Și-a lansat cartea la care a muncit luni întregi și s-a ales cu multe laude, aplauze, dar și cu un inel de logodnă. Vorbim despre Victoria Guțu, o tânără poetă care a avut parte de surpriza vieții sale. Iubitul ei s-a ridicat în picioare ca să recite câteva versuri, iar la final a rostit marea întrebare, la care a auzit un da ferm.
să faci o cerere în căsătorie ieșită din tipare, o știe un tânăr care și-a cerut iubita de soție chiar în timp ce aceasta își lansa cartea. Momentul a fost o surpriză pentru toți cei prezenți la eveniment. Înainte de a adresa marea întrebare, tânărul s-a ridicat în picioare și a recitat câteva versuri scrise de iubita sa. Mare îmbrățișează mamă, un înghie cu patimă ce dor. Așa, proaspătul logodnic și-a asigurat succesul, iar ea, firește, că a spus da. A fost cea mai originală lansare de carte pe care au văzut-o vreodată, au spus invitații, între care și scriitorul Nicolae Dabija. Mihai, băi, ce fată bună ai luat-o astăzi și a acceptat, uite, să se căsătorească cu tine. Ești un băiat fericit. Lumina din glastră este denumirea cărții pe care a lansat-o Victoria Guțu. Tânăra este studentă la Universitatea de Stat Alecu Ruso din Bălți, iar versurile ei au adunat o mulțime de laude. Acest titlu reprezintă o speranță. De ce anume Lumina din glastră? Pentru că părinții mei și cei care au contribuit la formarea mea ca personalitate au sădit în sufletul meu un bob de lumină. Este un fenomen extraordinar aici la Bălți. Poeziile sale, într-adevăr, ne fac să ne ducem cu gândul la viața pe care o trăim. Cartea conține peste 100 de poezii. Echipa națională a Moldovei a obținut a doua victorie în Liga Națiunilor. Tricolorii s-au impus aseară la limită scor 1-0 în deplasare cu San Marino, una dintre cele mai slabe echipe din lume. Golul victoriei a fost marcat pe final de meci de către Vitalie Damașcan după o pasă bună a lui Alexandru Dedov. Ambii au intrat în joc după pauză. Pentru naționala noastră urmează ultimul duel din grupa a doua a Ligii Națiunilor. Duminică, pe stadionul Zimbru din capitală, Moldova va primi vizita selecționatei din Luxemburg. Cea din urmă a ratat șansa de a rămâne pe primul loc în grupă după ce a cedat aseară cu 0-2 în fața celor din Belarus. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!